Mihai Tudose anunță apocalipsa pentru firme. Referitor la taxele anunțate, premierul a precizat că în cazul în care la simulare ele vor da erori, nu vor fi introduse. Cu toate acestea, șeful guvernului s-a arătat optimist în ceea ce privește programul de guvernare. Sunteți sceptic în ceea ce privește programul de guvernare? Nu sunt sceptic în ceea ce privește programul de guvernare, sunt optimist. Este singura șansă a României să iasă din zona în care e, să ne dezvoltăm. Am mai spus-o și vă repet. Tot ceea ce a creat această emoție cu suprataxa, cu anumite măsuri fiscale, am spus că nu sunt de acord, ceea ce am spus cu toții, de o implementare rapidă fără simulare. Vom face toate simulările posibile, dacă se vor dovedi că există și variante bune, le vom aplica, dacă simulările au ca rezultat faptul că nu se pot aplica, că fac mai mult rău decât bine, nu vor fi aplicate. Da, a fost un program de guvernare votat în Parlament. Dacă veți considera că nu sunt bune aceste măsuri? Da, exact ce v-am spus. A fost un program de guvernare unde spune că vom analiza posibilitatea introducerii unor taxe. Dacă aceste taxe pe simulare dau erori, nu le vom aplica. Dacă dau rezultate bune, le vom aplica. Nu au fost singurele declarații bombă ale premierului. Mihai Tudose a anunțat că vrea să facă publice numele firmelor care nu au respectat termenele și condițiile din contractele semnate cu statul, urmând ca acestea să aibă un cazier de care se va ține cont ulterior. În ceea ce privește acel cazier al firmelor care ne-au creat probleme, va fi un cazier complet, nu numai cu cei care lucrează la Ministerul Transporturilor. Sunt o mulțime care au nenorocit proiecte și la Ministerul Dezvoltării și în contracte direct cu autoritățile locale. Vom face un cazier complet cu toți la gazetă.